procedurile privind înființarea asociațiilor și fundațiilor vor fi simplificate. Proiectul de lege care prevede simplificarea procedurilor a fost adoptat de Senat și merge la Camera Deputaților ca for decizional. Conform noilor prevederi, după adoptarea și implementarea acestei legi, o asociație sau fundație va putea fi înființată în doar șapte zile, comparativ cu procedurile actuale, care implică o serie de etape și formalități consumatoare de timp. De asemenea, toate procedurile vor fi realizate exclusiv prin intermediul corespondenței electronice. În plus, se propune eliminarea cerinții. De numire a unui cenzor sau a unei comisii de cenzori pentru asociațiile al căror activ patrimonial nu depășește suma de 16 milioane de lei. Totodată, procesul de acordare a statutului de utilitate publică va fi modificat prin eliminarea posibilității refuzului acestuia pe baza unor considerente de oportunitate. Nu în ultimul rând va fi dezvoltat un registru unic al asociațiilor și fundațiilor care va conține informații corecte, actualizate și relevante. Fondurile pentru realizarea registrului vor fi alocate prin PNRR în baza unui proiect inițiat de Ministerul justiției în valoare de peste 5,2 milioane de lei.